cutia magică cu jucării. În camera Luciei, ceasul arată ora 12 și ea doarme adânc. Pe podeaua luminată de razele lunii, încep să se furișeze niște umbre. Din cutia cu jucării se aude un foșnet. Capacul se deschide larg, scârțâind. E timpul să pornim la joacă, le șoptește ursul Teddy jucăriilor din cutie. Cuibărită în pătuțul ei, Lucia doarme dusă, așa că animalele de pluș țâșnesc afară din cutia de jucării și strigă tare. Iuhu! Șt! Să n-o trezim pe Lucia! Potoliți-vă, neast împăraților! Aduceți globul de oglinzi! Spune Teddy. Nu mai faceți atâta gălăgie! Ho, ho! Face cățelușul dând din coadă și adulmecând sub pat. El ridică încet capacul de lemn al unui vechi joc cu zaruri. Am o idee, spune vesel. Jucăriile se strecoară pe culoar, fără zgomot, în vârful degetelor. Se îngrămădesc pe capacul de lemn și cățelușul spune. Țineți-vă bine, pornim la vale. Iuhu! Alunecă în jos pe scări cu zgomot. Bum, bum, bum! Aterizează la parter. Tum, 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 scârț! Teddy deschide ușa livingului. Veniți aici, spune el. Să înceapă distracția. Am găsit locul perfect pentru o minunată discotecă a jucăriilor. Curând globul de oglinzi strălucește, se învârte și se răsucește. Toată lumea să danseze, strigă Teddy. Să răsune muzica. Hipopotamul se leagănă. Maimuțica chicotește și toate animalele de pluș încep să țopăie. Cântă în gura mare și dansează, iar iepurașul sare în sus și în jos. E timpul să luăm o pauză, strigă Teddy, căruia i s-a făcut foame. Toate animalele de pluș se repet bucuroase în bucătărie să caute ceva de mâncare. Își umplu farfuriile cu prăjituri și fursecuri și cu alte bunătăți. Maimuțica ronțăie, crocodilul cronțăne și toți mănâncă cu poftă. Până la urmă, se satură și nu mai pot să înghită nimic în plus. Este timpul să facă curat. Așa că iepurașul începe să măture. Teddy spală vasele cu un burete, cățelușul le șterge cu un șervet. Afară stelele încep să pălească, se ivesc zorile. Înapoi în cutie, spune Teddy, căscând. Toate animalele de pluș se urcă pe scări cât de repede pot, dar Teddy este foarte somnoros. De-abia își mai trăște piciorușele. Grăbiți-vă, șoptește iepurașul și sare în cutie. Hei, așteptați-mă și pe mine, strigă Teddy, care se oprise să se odihnească puțin. Dar capacul cu jucării se închise, așa că Teddy rămâne pe podea. Adoarme buștean pe loc și începe să sforăie încetişor. Când se face dimineață, Lucia se trezește somnoroasă. Vede razele aurii ale soarelui care se strecoară pe fereastră. Fetița se întinde și se freacă la ochi. Cum a ajuns pe jos ursulețul meu? Se întrebă uimită. Dragă ursulețule, spune Lucia uimită, în timp ce îl ia pe Teddy în brațe. Mă întreb, ce ai făcut tu azi noapte când eu dormeam liniștită? Aceasta a fost povestea de astăzi. Până data viitoare, rămâneți cu bine!